Un proiect de ordonanță simplă a fost adoptat de guvern joi 27 ianuarie pentru modificarea codului rutier, astfel încât circulația rutieră să fie mai sigură, iar numărul accidentelor rutiere să scadă. De principiu, modificările vizează mecanismele de sancționare a încălcării legislației rutiere în sensul înăspririi sancțiunilor actuale și introducerea unora noi. Astfel, va putea fi sancționat condusul agresiv și mersul pe banda de urgență autostrăzilor și va fi amendat mai drastic, printre altele. Proiectul de ordonanță de urgență care a fost adoptat de guvern urmează să apară în monitorul oficial. Documentul include prevederi care vizează de principiu majorarea sancțiunilor existente în legislația rutieră sau introducerea unora noi. Sancționarea comportamentului agresiv. Printre altele, comportamentul agresiv în trafic va fi considerat schimbarea frecventă și în forța benzilor de circulație cu scopul de a depăși o mașină sau un șir de vehicule, întoarcerea mașinii prin folosirea frânei de mână, folosirea excesivă a claxonului sau a semnalelor luminoase, mersul pe o roată în cazul motocicletelor. Sancțiune suplimentară pentru toarcerea pe autostradă sau mersul pe contrasens. Acum cei ce întorc mașina pe autostradă sau merg pe contrasens riscă doar amendă. După ce măsurile din proiectul de ordonanță se vor aplica, acești șoferi vor primi și sancțiunea suplimentară de suspendare a dreptului de a conduce timp de 120 de zile. Șoferii care obișnuiesc să meargă pe banda de urgență autostrăzii din varii motive vor risca amenzi mai mari, respectiv cuprinse între 1305 și 2900 de lei, față de 580-725 de lei cât sunt amenziile acum. În plus, sancțiunea contravențională complementare privind punctele de penalizare, 3 puncte de penalizare se vor înlocui cu suspendarea permisului de conducere timp de 90 de zile. Se mărește perioada de suspendare pentru nerespectarea regulilor la traversarea șinelor de tren. Proiectul prevede și majorarea sancțiunii contravenționale complementare de suspendarea dreptului de a conduce de la 90 de zile la 120 de zile pentru nerespectarea regulilor la trecere la nivel cu calea ferată. Prin proiect se dorește majorarea pedepselor pentru nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depășire de la 580-725 de lei cât este acum amenda, la 870-1160 de lei, iar perioada de suspendare a permisului de conducere se mărește de la 30 la 60 de zile. Proiectul reglementează, pe lângă toate cele amintite, și interdicția de a conduce un vehicul pe drumurile publice din România, urmarea condamnării penale pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier pe teritoriul României pentru titularul de permis de conducere emis de o autoritate străină. Apare un nou prag de viteză pentru care se va aplica o perioadă majorată de suspendare a permisului auto. Mai exact, depășirea cu peste 70 de km la ora limitei legale de viteză va însemna aplicarea unei perioade majorate de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, respectiv de 120 de zile. Sunt stabilite datele de identificare ale șoferului ce trebuie transmise poliției de proprietarul mașinii. Concret, dacă nu proprietarul unei mașini este cel care a încălcat legislația rutieră, ci o altă persoană, primul va trebui să transmită autorităților numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate. Posibilitatea de suprapunere a perioadelor de suspendare a permisului auto se va elimina. În plus, va apărea posibilitatea de a susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, care permite reducerea perioadei de suspendare la orice serviciu al poliției rutiere. Proiectul mai prevede că șoferul unei mașini ce staționează pe un drum public va trebui să se asigure atunci când pleacă de lângă ea că a acționat frâna de mână, a oprit motorul și a cuplat o treaptă de viteză, astfel riscă să fie sancționat.